Salut! E duminică 13 februarie, mâine e 14 februarie și eu am fost aseară la un chef într-o cârciumă mișto din București, o aniversare, dar era foarte multă lume care aniversa deja Valentine's Day, adică erau multe cupluri și multe locuri s-au targetat pe romantism încă de aseară ca să fie, să meargă povestea mai bine. Și aseară am putut să văd în mediul lor natural diverse cupluri moderne. Și vreau să spun că n-am avut, adică n-am foarte des senzația asta. De obicei mă gândesc că nu înțeleg eu, că nu văd eu povestea corect, că sunt părtinitor pentru că cultural vin din altă generație. Dar aseară am fost convins că unii dintre membrii actualor generații de mainstream de cupluri își pot pierde tipele într-o secundă în fața unuia care vine din alt val cultural, ca să o zic delicat. Bă, deci am văzut niște exemplare masculine, de nu mi-a venit să cred. Și vă dau doar două exemple. Un tip care a intrat în local cu iubita lui, ia cu o floare în mână, deci clar avea un date romantic dedicat Valentine's Day. Ea a intrat într-un paltonaș așa, cu părul ieșit peste. Avea părul blond, adică am remarcat-o când a intrat. Iar el a intrat în spatele ei. Apropo, în localuri, să știți că se intră invers. În localuri intră mereu tipul, primul, proștilor. Pentru că dacă e un mediu ostil sau dacă sunt niște nesimțiți beți, să nu îi pui femeia în fața unor remarci cretine. Așa intră întâi tipul. Cine se uită, se uită, vede un tip. Dacă vine o tipă după el, este clar că este cu el. Nu intră femeia niciodată prima, nu mai fiți oligofren. Mă rog, și intră el, mă, după ea, cu o căciuliță de aia rusească cu urechile lăsate. Adică lui era friguț la căpuți, mă! Deci, înțelegeți? Ea s-a îmbrăcat frumos. Și chiar dacă i-a fost un pic frig, a decis că mai bine arată bine pentru iubitul ei decât să aibă confortul dorit la urechi. Iar el s-a dus să întâlnească cu ea cu căciulița lui de o-do-do-do-do. Nu-l doară burtică de la friguț, cred că avea și maieuț și izmenuțe și pula mea. Doamne, doamne, ce găini umane am putut să văd. Și am mai văzut un tip într-o... Erau trei cupluri cu trei tipi. Bă, toată lumea era îmbrăcată ok, normal. Numai unul avea un sacou de ăla cu păuni pe spate brodați și niște pantofi într-o culoare de aia, adică în lumina aia de local păreau când mov, când siclam, pula mea. Și cel mai agitat dintre toți și cel mai sonor și așa, și tot grupul trata cu oarecare condescendență și asta mi-a confirmat teoria. Bă, deci când ești bărbat și te îmbraci, cu cât te îmbraci mai colorat într-un grup, cu atât ești cel mai slab din grupul ăla. Bă, ești cel mai prost din curtea școlii și trădezi asta în fața altor masculi cu experiență, să spunem, și în fața femeilor care nu-s complet bătute în cap. Cu cât ești mai colorat, arăți că ești mai disperat după atenție, că vrei să fii tu remarcat, chiar dacă nu ești capabil să faci lucruri pentru care să fii remarcat, vrei să fii remarcat pentru ce ești tu și că ai o părere falsă de bună despre tine și că ești vai de capul tău în realitate dacă tu ai simțit nevoie să te împodobești cromatic într-un asemenea hal. În loc să te îmbraci, să treci neobservat pentru toată lumea și să te apreciezi doar cine te cunoaște. E un mecanism care arată că ești mega oligofren și pauper sufletește și cu un psihic de fetiță de 4 ani, vai de capul și de zilele tale de păun colorat. Și al treilea exemplu pe care pot să vi-l dau, un cuplu dintr-un grup de două cupluri, care au ieșit la dans și na, mai dansau și alți oameni. Un cuplu dansa normal, adică că era muzică de pereche, dansau împreună, dacă era muzică mai ritmată, dansau separat, dar fără să rupă în figuri, relaxați așa. Cuplul celălalt, tipa se purta normal, el în schimb, cu un pahar în mână pe care îl ținea așa cu două degete aproape de picior. Adică, înțelegeți, a văzut și el un film probabil cu vreun... Nu știu ce să zic, ei vorbesc că astea-s bune marlia așa se ține paharul. Bă, uitați-vă la, nu vă mai uitați la instructori de fashion și de
bune maniere pe Instagram. Vă rog eu frumos, uitați-vă la filme moderne, clasice, uitați-vă la știri, la evenimente cu oameni de stat, cu bancheri. Bă, uitați-vă cum ține un pahar de vin. Dacă mi-arătați vreunul care îl ține așa de picioruș ca un trepanat sau îl ține așa cu două degețele aproape de unghi, adică, bă, ce pula mea e aia, ăla-i paharul tău de vin. Cel mai important lucru e să-l ții cât să poți naviga în siguranță fără să-l arunci pe cineva. Și da, nu se ține de cupă dacă e vin roșu, mă rog, sunt niște chestii. În niciun caz, nu ții păhărelul de vin, uite așa, prin local, așa. Ca o divă care nu are decât două degete scheletice de la un robot stricat. Așa, și după ce că merge așa cu paharul al lui de vin, ca un... Și asta e o lipsă de maniere, să devii un risc de a păta oameni când dansezi. Ba, interacționa cu vreo 4-5 tipi pentru un mod de mare mitocan. Nu mergea până la cap, adică făcea gestul, dar nu atingea. Dar se uita, se holba și pe urmă râdea așa triumfător la iubita lui, adică... Vezi, iubi, știi cum sunt, eu sunt cu ochii aluneca și inima zburdalnică. Iar tipa se distra din ce în ce mai puțin, de probabil sătulă, de genul ăsta de maniere care păiau până într-o lumină foarte proastă. Și pe urmă a început să uite așa, ușor amuzată, dar amuzamentul ăla trist, știi? Ca atunci când în spatele tău ți arde casa și un vecin te întreabă dacă ești bine. Pula mea, ce întrebare pui și tu? Și a fost privire de bă, dacă le-aș spune acestor tipe cât de mic o ai tu. Cumva tipa a devenit foarte simpatică cu atitudinea aia. Era clar că nu-l poate cenzura, că nu-l poate opri. Nu părea că îi mai pasă atât de tare, deși îi păsa un picuț. Dar eu vă spun că acest cuplu, cred că din toate cuplurile pe care le-am văzut, o să fie primul care se destrau. Și zilele astea o să tot vedem cupluri în tot felul de ipostaze. Din tot ce am văzut, cel mai mult mă îngrozește ignoranța. Adică, uite, băiatul ăla nu știa cu paharul de vin, ăla nu știa cu căciula, ăla nu știa cu ușa, ăla nu știa să se poarte în societate, ăla nu știa să se îmbrace. Nu vorbim neapărat în momentul ăsta de bărbați care tratează rău femeile conștient, pentru că nu le pasă de sentimentul lor și așa mai departe. Nu vorbim de niște proști care știu doar că au pulă și coaie, își imaginează că dacă au și două de un leu în buzunar, asta e tot. Nu e, bă, tot, bă. Bă, dacă vrei să ajungi la tipele alea mișto, trebuie să-ți străduiești un pic, trebuie să le placă ce faci, să le asculți dacă propun o schimbare și tu să-i zici că e bine și cel mai presus e să nu fii incert sexual așa, știi? Să n-ai gesturi de astea de delicatețe exemplare, dacă nu cumva restaurezi timbre fragile, atunci da. Dar să nu te mai porți așa leșinat și mâhnit și cu imunitatea scăzută de molechini imunopulii mele, adică arătau așa exact ca niște suplimente. Știți cum e, medicament și supliment alimentar. Adică acesta e un medicament, să ia curățeță, acesta e un supliment alimentar. Du-te în pula mea, bagă 10 kg pe tine dacă ai bani. Ăștia arătau supliment alimentar. Adică niște oameni care nu constituie o pierdere pentru umanitate dacă dispar, care dacă nu reușesc să încropească de un copil, bagajul genetic al omenirii nu are de pierdut calitativ. Părea că sunt de consum, așa, știi? Bărbatul de Carrefour la marcă proprie, 6 la Bax de 10 lei. Genial. Cum vă spuneam, toată seara de seara mi-a dat o reală încredere în mine. Eu nu mai sunt în filmul ăla, să fiu competitiv ca bărbat, să-l depășesc pe ăla. Nu mai am vârsta, nu mai am cheful, nu mai am miza, nu mai am de ce, pentru ce. Adică la mine lucrurile rezolvate. Dar cumva tot mi-a plăcut să văd că nu e totul greșit și depășit la mine, știi? Pe lângă acești ciuriburi. Wow! Mișto! Dacă... Da, nu, lasă, nu mai vorbesc despre asta, că nu-i frumos. Pentru cine are dubii și vrea să-și schimbe devenirea, dacă e de tipul ăsta pe gubos, sunt cărți în domeniu. Una dintre ele este chiar scrisă de mine. Și chiar zilele astea am primit un mail de la o cititoare care îmi spunea că cartea mea e terapia ei când are de-a face cu un prost și într-o zi recent acum a avut de-a face cu trei și a simțit nevoia să citească și iar s-a distrat, s-a simțit bine. Dar cartea asta spune lucrurile despre bărbați așa cum le văd femeile și faptul că ele îmi validează scrierea prin cumpărăturile pe care le fac îmi arată că
că e bine ce am scris acolo și că și bărbații ar avea ce învăța din ea. Tipul din filme nu există la locul stabilit, dar în rest puteți, repet, când aveți dubii, că când vă doriți să fiți un bărbat impresionant și nu știți granița între realitate și ridicol, lăsați Insta-ul și uitați-vă la bărbații cu adevărat puternici, da? Campioni sportivi, cum apar ei, cum se poartă, lideri politici, lideri de finanțe, bănci, business. Și vă rog eu, îmbrăcați-vă și purtați-vă ca aia, nu ca orice șoarece de 19 ani cu 40 de catraliane de follower cretin pe Instagram, el fiind un cretin la fel de mare. Hai de pa!